Alina Chițu, analist financiar. Bună ziua, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Bună ziua. Așadar, doamna Chițu, la ce să ne așteptăm în perioada următoare? Poate la fluctuații substanțiale? Vedem că ieri ROBOR ajunsese la 8,19%, astăzi a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 8,20%. Așadar, la ce să ne așteptăm în perioada următoare în privința acestui indice? Până la urmă, roborul la scadențe mai mari, pe 3 luni, pe 6 luni, pe 12 luni, reflectă mai mult așteptările băncilor privind dobânda cheie pe aceste termene. Adică, din cauza inflației crescute, băncile se așteaptă ca BNR-ul să mai crească dobânda. Pentru că, până la urmă, dobânda e prețul banilor. Și atunci, așteptările sunt ca la 3 luni, la 6 luni, la 12 luni, pe aceste scadențe, dobândile să crească. Acestea erau așteptările, dacă ne uităm cât este roborul, încă din luna august că vor crește. Și, într-adevăr, vedem că au crescut. Acum dobânda cheie este la 6,25. Deci băncile se pot împrumuta de la Banca Națională la dobânda de creditare de 7,25%. Diferența era foarte mare, în schimb, prin luna august, între dobânda cheie și cotațiile pe robor. Acum au început ușor-ușor și cotațiile zilnice, adică la dobândile la care se fac efectiv tranzacțiile, să crească. De ce? Pentru că dacă e să facem diferența între cele două, roborul se calculează zilnic, da, de către o agenție independentă, de către Reuters. Și BNR-ul doar afișează aceste cotații. Deci, practic, roborul e o medie aritmetică a cotațiilor de dobândă, la care fiecare bancă e dispusă, de fapt, să împrumute bani celorlalte bănci participante, pentru că sunt 10 bănci din România care participă la calculul robor. Am văzut, vă rog. Da, voia să puneți o întrebare. Da, am văzut materialul anterior împreună. Care este soluția pentru cei cărora ratele au ajuns să crească chiar și cu până la 60%? Este refinanțarea o soluție sau care ar fi alternativele? Fiecare trebuie să-și aleagă soluția cea mai potrivită pentru propriul credit, ca să scapi, să zic așa, de robor, pentru că acesta a crescut foarte repede, era la 3% la începutul anului, deja în aprilie la 4%, în mai la 5%, în iunie la 6%, în iulie la 7%, în august ajunge la 8% și a rămas acolo și în jur de 8%. Ca să scapi de acest indice robor, prima și cea mai rapidă metodă la îndemână este să treci pe IRCC, pentru că deja scade rata cu 4 puncte procentuale. IRCC-ul fiind o medie a dobânzilor cu care se împrumută efectiv băncile între ele. Și fiecare bancă, așa cum știm, încearcă să-și optimizeze costurile, se împrumută la dobânzi cât mai mici. Și fiind și o medie trimestrială, dacă în unele zile se împrumută cu 5-6, în altele cu aproape de 8, când se face media, nu iese la valoarea cea mai mare. Dar și acest IRCC este un indice care este variabil. Deci acesta va crește pentru că e o perioadă de creștere a dobânzilor. Deci aceasta este o soluție, să zicem, imediată, rapidă, fără niciun cost, să îți mai reduci din rată. Însă soluția cea mai bună este o refinanțare cu dobândă fixă. Încă se mai găsesc la bănci în oferte dobânzi fixe de 6-7%. În luna mai-aprilie erau de 4% pe 5 ani. Era o mișcare foarte bună, de tot vorbim de ea de câteva luni de zile. Dar și acum se mai găsesc dobânzi de 6-7%. Ori dacă stai te uiți la numai roborul e 8%, plus marja băncii care se adaugă pentru a forma dobânda variabilă de 2-3,5, cea mai mică dobândă variabilă dependentă de robor e acum de 10-11%. Ori întorcându-te la o dobândă fixă, să zicem pe 3 ani de 6%, deja ești, odată că îți asiguri liniștea pentru următorii 3 ani și îți asumi o anumită rată, dar în plus nu-ți mai crește, pentru că vor veni
Adică nu s-au oprit dobânzile din creștere. Această evoluție, indicelui ROBOR are puncte comune cu evoluția galopantă din perioada 2008, atunci când a fost criza financiară? Acum, ce influențează nivelul ROBOR? Dacă e să zicem pe scurt, inflația, deoarece, cum spuneam, dobânda e prețul banilor, dobânda de creditare a BNR-ului și nevoia de bani a băncilor, adică lichiditatea din bănci, cererea, oferta. De ce influențează dobânda de politică monetară? Pentru că în funcție de aceasta se calculează dobânda de creditare a BNR, adică cu cât împrumută, cu cât se poate împrumuta banca de la BNR punând garanție titluri de stat, dar o face pe scadențe scurte, adică se împrumută pe scadență de o zi la această dobândă de creditare, care în momentul ăsta e de 7,25, adică dacă o bancă vrea bani de la BNR pentru o zi, se poate împrumuta la 7,25. Sau atunci când are BNR-ul, când organizează operațiuni de politică monetară, aceste operațiuni repo, se poate împrumuta la scadență de o săptămână, chiar la dobândă cheie, care în momentul ăsta e 6,25. De aceea spuneam că dobânda BNR-ului influențează mai mult robor pe scadențe scurte, în timp ce roborul pe scadențe lungi, gen 3 luni, 6 luni, 12 luni, reflectă mai mult așteptările băncilor cum o să evolueze această. Așadar, cheia este refinanțarea creditelor cu dobândă fixă. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Acum schimbăm registrul.